Mă uit la începutul ăsta de campanie și îmi vine să zic ca un primar în fața unui contract de 10.000 de euro sau ca șoșoaca în fața unei brioșe. Doar atât? Tare mi-e teamă că așa o să fie tot anul ăsta, ca un meș Ceahlău Bistrița din perioada cooperativei. O campanie electorală ca o mâncare pe care o faci cu ce mai ai prin frigider. Ce prosteală a fost cu să căutăm primar pentru București? Fix vot de rețele sociale, de Instagram, preselecție pentru Cerbul de Aur. Da, doctorul Cristoiu. Lui Cristoiu i-au zis, învață și tu astea, zi din ele dacă te întreabă careva. Că o să faci bine, că bucureștenii, că Măta Mare a trăit în Dămăroaia. La un plan unic pentru o capitală, la un plan unic pentru viitor. Un proiect unic cu mai multe capitole subsecvente. Unic, plan unic, viitor unic. De 40 de ani omul ăsta lucrează la proiectul pentru București. S-a făcut doctor doar așa, să-și mai umple timpul, ca hobby. Dar visul lui de când se juca cu mucii pe bordură era să fie primar. Cred că treaba cu să căutăm candidați e și un fel de, bă, pe cine să mai găsim pe care ăștia nu-l știu bine și pot să mai pună botul. Salut, eu sunt Mihai Radu, iar voi vă uitați la ce ne enervează. Ia fiți atenți ce e timpul. România trece de la fapte la vot. Am și o întrebare, colegi de țară. De ce are PSD doi candidați pentru primărie? Cel mai bun prieten al tău din politică este... Marcel Ciolacu. Secundat omul Victor Ponta, nu politicianul. Asta e de acum 4 luni, iar părerea lui Ciolacu despre piedone e asta. E un primar de sector foarte bun. Atât. Care e perspectiva al domnului Piedone? Ce oameni coagulează domnul Piedone față de un profesionist ca doctorul Cristoi? E un mega, super, extraordinar primar. Dar atenție de sector! Marea lui problemă este că nu poate aduna o echipă în jurul său. Deci e un om extraordinar, dar are acest defect de caracter. Nu poate aduna echipă. E din naștere. I-au zis și ursitoarele. Puh, ce minunăție de copil! Dar fiți atentă, doamnă, are o bubă. Nu poate să facă echipă. Va juca doar tenis la simplu, ping-pong și curling individual. Auziți, în schimb, ce spune Ciolacu despre Nicușor Dan. Cu Nicușor Dan? Ce-a făcut? De 4 ani se plânge și nu face nimic. De 4 ani se ceartă cu primarii de sector. De 4 ani n-a venit cu o propunere. N-a atras un fond european. De 4 ani face un circ. Și asta nu e nimic, domnul Ciolacu, dar Nicușor ăsta, din ce am înțeles, are mașini de lux pe numele slugilor și ale neamurilor. A fost condamnat în dosarul colectiv și a luat toate permisele, inclusiv de navă spațială într-o zi la Pitești, la mafia permiselor. Ce, frate? Avem bambou, avem valoare. A terminat liceul la 32 de ani, iar taxul miroase a securist și e și traseist Nicușor Dan. Nu ca domnul Piedone, care are doar defectul ăla. Nu poate să facă echipă. Suntem o echipă de acum încolo. Together forever. Yes. Nici fire, am impresia, nu e așa apropiată de PSD ca Piedone. Cine? Cine ar putea să creadă că Piedone nu e candidatul PSD? Organizația de la Suceava a decis ca fiul dânsului Vlad, care este un bun parlamentar, să candideze. Da, mă, nu mai putea oia de la Suceava nebunit să-l aducă pe zdruncinatul lui Piedone de la București. În toată Moldova și în tot Maramureșul au căutat un om de ispravă, nimic, numai borfași, numai lepre, numai jigodii. Încă de mic copil am fost învățat să-mi ajut semenii. Am să le ascult nevoile. Mă gândeam, ce satisfacții meschine ne-au mai rămas și nouă ca alegători. S-o vedem pe firea zicând că e ziua fericirii, cu o față de parcă își pusese toți banii la pariuri, că ia voluntariu Liga Campionilor anul ăsta. Uite-o, zeița pesedistă a fericirii, Nefertiti, pur și simplu a pus-o Ciolacu cu botul pe labe. Scuze, nu bot, cioc de rață. Răutăcioșii ar putea spune că din profil e leită F-16. Nu, nu fac mișto de felul în care arată. Le mulțumesc din suflet călugărilor de la Frăsinei, călugări de la Vatopedu, de la Muntele Sfânt, Muntele Atos. S-au rugat mult pentru mine. Mă gândeam așa, cum se face că o doamnă ortodoxă, practicantă, e nefericită cu chipul pe care i l-a lăsat Dumnezeu?
ok, mersi doamne, las așa că de aici mai lucrez eu. O, da, asta ziceam de aceste alegeri, vorba lui Mamaie. Toată lumea fericită și cu lacrimi pe obraz. A intrat Ciolacu în ei și Mucles. A, ca să vezi, uite subconștientul cum lucrează. Am zis Ciolacu și Mucles? Păi Mucles Omar îl cheamă pe fratele lui Omar Haisam. Da, Omar Mucles. Să trecem la o altă satisfacție meschină. Rolex Bogdan. Cristoiu, eu nu-l cunosc pe domnul acesta. Nu, domnule, Cristoiu, nu-i Cristoiu. Păi știți că e doctor, domnule, n-am o probleme. Ce face el? E doctor de dinți, nu de dinți, de genunchi. N-am o probleme cu genunchi. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Domnule Cristoiu, ați făcut cunoștință cu Rareș Bogdan zilele trecute, spunea că nu uite-l aici, lângă mine. Susținut total. Domnul Rareș, ștergeți-vă cu batistuța pe la gură că v-ați umplut de ironie. Ce mă, doctor de genunchi, e cu cartilaje, cu de-astea facem piftie, ha, 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 ha. A doua zi îi pupa Ghiulu, e purtătorul lui de cuvânt, în sensul că îl mai trimite doctorul după cafele. Minunat. Și ultimul pe lista cu satisfacții meschine, azi, Negoiță. Robi Negoiță. Cu greu pot să urmăresc ceva din ce spune omul ăsta, pentru că în capul meu aud în continuu o voce. Cioloa, mă, Cioloa. Nu, nu e coca, iarbă nici atât. Oare combină cu legale? Bună ziua! Ah, da! Ce ia? Nu mai asta aud în cap. Mie nu mi-a plăcut și eu simt că nu-s făcut pentru politică. Eu n-am spus că votez cu altcineva, ca să fie clar. Și vă faceți treaba și vă faceți bine că interpretați toate lucrurile, schimbați din context. Ce e cu omul ăsta? Știu, nu e ușor răspunsul. Doar o comisie poate formula, cred, un răspuns complet și apoi un plan de tratament adecvat. De ce atât de frig? Cred că undeva 17 grade. Da? De obicei, nu pornesc căldura iarna, deloc. M-a costat 46 de lei și am cumpărat cât să mănânc 3 zile. Știi ce mă gândeam? Dacă nu o fi om, dacă nu e de la noi din comună, doarme la 17 grade, trăiește cu o linguriță de fasole la 3 zile... Și uitați-l cum face. Ăștia sunt copaci ilegali. Deci ăștia sunt copaci ilegali. Cred că așa comunică Robi cu civilizația lui. Ascultați ce vă zic. Ăsta nu e de pe pământ, n-are cum. Ați văzut și cu părinții? A făcut-o pe măsa în fel și chip. Nu l-a interesat. Nu simte nimic omul. În loc de inimă are o piatră de pe planeta lui. Ați plătit vreodată pentru sex? Eu știu că... Tatăl meu îi dădea bani mamei mele. Da, știu, eu am fost martor când tatăl meu dădea bani mamei mele. Cine, mama? Ah, era pe bani. Vă zic eu, nu e de prin zonă omul. Mie că după aceste alegeri rămânem doar cu niște porcării de-astea. Cu Piedone care a zis că are lunetiș pe casă și cu Diana Șoșoacă amenințată că ar exista niște poze cu ea goală, care ar urma să fie făcute publice. Apropo, Șoșoacă a mai zis că îl contracandidează pe Iohannis la NATO. Mi-au spus să mă retrag din cursă, că e mai bine pentru mine, e mai bine pentru familie. Eu și așa mai multe probleme am lunetiști pe casă. Da, lunetiști pe casă și pitiși la mansardă. Normal că omul joacă victimizarea, joacă teatru. Deci l-ar vrea cineva mort sau cum? N-a reușit fast food-ul, boss, scap și acuzic. Te-a urmărit Big Mac-ul atâția ani și ai scăpat, înseamnă că ai zile. Și am comandat 35 de hamburgeri, de aia mici. Șoferul a mâncat unul și o 34. Nu înțeleg totuși. Lunetiștii sunt ai lui, nu? A angajat lunetiști? Sunt firme de lunetiști? A, și eu prost. Păi nu lucrează el îndeaproape cu toate clanurile de interlop? Bineînțeles că omul minte. Nu, nu minte cum respiră. Mult mai ușor. Ca respirație gâfâie, horcăie, troncăne. Cel mai mult cât ați avut? 220. 220 de kilograme. 220. Piedone, ci că minte inclusiv în legătură cu propria naștere. Așa că vă dați seama. Ba că s-a născut în Moldova, ba că la București. Băi, stai. Poate a început femeia să-l nască în Moldova și l-a terminat de născut la București. Felicitări, doamnă, 16,8 kg. E băiat, e fată, ce e? E piton. Sunt Cristian Popescu, Piedone.
mă cunoaște. E deja ridicol cum noi, în bula noastră tot mai mică, îl facem pe piedone în fel și chip, amintindu-ne și reamintindu-ne între noi chestii care sunt publice de ani de zile. De la avere până la copil senator și dosar colectiv. Pentru domnul Cristian Piedone, un prieten drag, ce s-a întâmplat nu a fost vina mea, vina mea. Întrebarea e, de ce atâția îl votează știind, văzând, auzind toate astea? Întrebarea onestă, dincolo de patetisme civice, este de ce pe mulți nu interesează aceste nenorociri? Oare pentru că ei îl văd pe Piedone ca un om care face, care se implică, un om care e zi de zi pe teren, care le rezolvă problemele? Fură? Castofoane, mouse-uri, stății... E, și alții fură. El măcar face. Are avere nejustificată? Foarte bine, că dacă muncești cinstit în țara asta, câștigi cât să ai bani de palizer. Vrăjeală. Să nu ne mire așa tare că mulți văd în el un model. Pentru ei Piedone e un tip care s-a descurcat. Ar vrea și ei să fie așa. Într-o societate care pune accent pe educație doar oral, într-o țară cu abandon școlar ridicat, Piedone e un model. E o capcană să credem că oamenii votează cu Piedone pentru că nu îl cunosc pe Piedone cum e în realitate. Greșit, tocmai pentru că știu cum e, de-aia îl votează. Multor oameni le plac șmecherii care se realizează în viață ocolind legile unui stat pe care îl percep ca fiind abuziv. Când văd hoție peste tot, atunci hoția ar trebui permisă și pentru ei. Când mai nimic nu-ți arată în societate că educația și corectitudinea contează, da, Piedone devine un model. Să le spui acestor oameni care îl votează că sunt proști, nu rezolv nimic. Noi suntem proștii în scenariul ăsta. Ei văd în jur că reușita e a celor care au relații, care știu unde să ungă cu bani, care se încuscresc cu cine trebuie, care sunt slugarnici cu șefii și agresivi cu subalternii. Piedone e un model pentru ei și o boală pentru noi, cei care dorim o altfel de societate. O boală care nu se tratează însă doar făcând mișto de Piedone, ci înțelegând cine sunt cei care îl votează și de ce o fac. Chiar am mesaj în care mi se spune în felul următor. Dacă nu-ți dai demisia din funcția de senator, voi da inclusiv filmări intime cu tine din casă când te speli, când te aranjezi. Doamne Dumnezeule! Se spală! Ăsta e un lucru bun, e un început. Oare oamenii care se uită în gura acestei individe chiar nu văd ridicolul personajului? Pe lângă spălat, mai are și alte părți bune, doamna Șoșoacă. Vrea să-l contracandideze pe Iohannis la NATO. Doamne, ce frumos ar fi! E fix ce merită robotul, o stropitoare de-asta urlătoare pe urmele lui, un circ ambulant care să-l urmărească peste tot. S-o auzi pe Șoșoacă la NATO urlând din fața clădirii. Minunat! E credința noastră! E Dumnezeul nostru! Și pentru el murim! Să-i zică aia, Mr. Klaus, iar v-a pornit alarma la avion în parcare. Ați terminat? Bineînțeles că dincolo de gardul ăsta aproape viu de oameni politici, drama numită România se desfășoară mai departe netulburată, ca un film într-un cinematograf părăsit. Iată ce se întâmplă de fapt în timp ce noi suntem cu toții afară în piață, ne uităm la alba neagră lui Ciolacu, la mitocăniile unui Piedone, ori lacrimile Gabrielei. Între timp, România face ce știe ea mai bine. Se agravează. Un român care a făcut un prejudiciu de sub 1 milion de euro poate scăpa de închisoare, dar și de dosar penal. Această lege nu face altceva decât să-i ajute pe mari evazioniști din România. Ca să vă faceți o idee, acest proiect de lege a fost înregistrat la Senat fără nicio dezbatere publică și fără să treacă prin procesul de transparență decizională. A fost înregistrat pe 12 decembrie 2023, a fost adoptat pe 18 decembrie, în aceea zi a fost înregistrat la Camera Deputaților, care l-a aprobat a doua zi, în data de 19 decembrie 2023. Asta e deci viteza borfașilor atunci când îi arde evaziunea la popou. Ciucă Ciolacu i-a servit. Ce e mai imbecil decât să spui că scap de pușcărie pentru o evaziune de 1 milion de euro dacă aduci banii înapoi? Păi încerci până ți iese. Trebuie doar să fii perseverent, să insiști, să fii serios și muncitor. Se caută polițiști, Ministerul de Interne caută oameni, candidații nu trebuie să aibă școală de profil sau academie. O, da, după valuri și valuri de pensionați sub 50 de ani, poliția face angajări. Ce condiții trebuie să îndeplinești? Să respiri cât de cât ok, să ai puls. Studii?
Nu contează studiile. Să vezi, măcar cu un ochi. Idaho! Auzind că se angajează 5.000 de polițiști, unii poate zic, wow, ce mulți! La nivelul structurilor Ministerului Afacerilor de Interne, la sfârșitul anului trecut, erau vacante un număr de 36.392 de funcții, ceea ce reprezintă un deficit de 22,21%. Poliția română are 13.403 posturi neocupate, jandarmeria 6.075, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 8.777, restul la frontieră, imigrări și ce mai ține de MEAI. Lipsesc așadar din sistem peste 13.000 de polițiști. Imaginați-vă stadionul Giulești plin de polițiști. Doamne ferește, dar zic așa, pentru proporții. Cine și ce minte bolnavă ar putea să înțeleagă abordarea statului român? Lași mii, zeci de mii de polițiști să se pensioneze la 50 de ani sau mai puțin, tu fiind într-un imens deficit de personal. Lași să plece oameni antrenați, maturi profesional, ca să angajeze acum pe un băiat Cătălin care nu nimerește pământul cu căciula. Criza medicilor și asistenților este acută în unele zone, mai ales în cazul specialităților vitale, cum sunt terapia intensivă și chirurgia. În prezent, e nevoie de 15.000 de medici la nivel național. România a avut în ultimii ani promoții record de studenți la medicină, și de rezidenți, cu cifre care au propulsat-o pe prima poziție în clasamentul european al absolvenților raportați la populație. Însă, din totalurile anuale de tineri medici care și-au încheiat rezidențiatul, un sfert se angajează în România, iar restul de 75% pleacă să muncească în străinătate. Astfel, deși suntem campioni la producția de medici, în țară există un deficit care afectează funcționarea spitalelor din mai multe județe. Suntem în situația în care multe spitale sunt amenințate cu închiderea pentru că nu au un anestezist. Din cei care finalizează rezidențiatul, doar puțin peste 1.000 de medici solicită avizul de liberă practică. Ceilalți 3.000, spune președintele Colegiului Medicilor din România, pleacă în străinătate, iar unii se îndreaptă spre ocupații adiacente, companii farma, etc. Sute de localități din România nu au niciun medic de familie. În România sunt aproape 500 de localități fără medic de familie. E, lasă! Care domnul Ciolacu, un doctor bun acum, tocmai l-a scos de la spital, din producție, îl duce la primărie. Cu un om capabil, un om cu viziune, să nu mai vorbim despre termoficare. Ni se lasă impresia că România e ținută pe linia de plutire. Nu e adevărat. Lipsa de medici și de spitale ucide cum ucide și corupția. E foarte probabil să continuăm încă 4 ani alături de o putere care nu se atinge de administrația stufoasă și inutilă. Prefecturi, consilii județene, atâtea primării, nimic, dar nimic nu mai justifică organizarea administrativă a României de azi. Nimic în afară de posturi pentru partide. Timp în care sănătatea, educația, siguranța cetățenilor sunt grav afectate. Ca să nu mai spun că atunci când sunt dați afară oameni din administrație, sunt dați cei care nu au pile de partid, nu sunt rude cu primarul, ori nu au bani de șpagă. De obicei sunt disponibilizați oamenii muncitori din administrație, pentru că da, sunt mulți și aceștia. Serviciile publice vitale unei societăți sunt ignorate, subfinanțate și de cele mai multe ori căpușate politic. Directorii de școli, managerii de spitale, șefii din poliție sunt toți puși politic. Președintele Consiliului Județean Călăraș a eliberat din funcție fostul manager și a numit altul, interimar, pe Laura Stamate, care administrează mici prăvălii în Lehliu Gară. Acesta e peisajul dincolo de alegeri, de lunetiștii din capul lui Piedone, ori pozele cu șoșoacă la spălătorie. Cum vă permiteți să vă purtați în halul ăsta cu un senator? Vorbim de votanții proști. La toate alegerile sunt unii, domne, există proști ăștia care nu votează cum trebuie. Oare de unde vin ei? Cred că ni-i aduc ăștia noaptea cu avioanele, ni-i aruncă în țară. Cum îi aruncă unii lui mama pui de pisică peste gard. La 15 martie au fost afișate notele la simularea de bacalaureat. Nu e dezastru. Dezastru a fost anul trecut, acum e beznă. Și din beznă se aude respirația lui Darth Vader. La proba de limba română, aproape 40% au fost note sub 5. La simularea de anul trecut, doar 20% dintre elevi au luat nota sub 5. Ca să vă faceți o imagine. Altfel, noi trăim în această poveste a excelenței și meritocrației. E boala celor mici și frustrați. La fel cum ne place să ne considerăm născuți poeți, potenți și foarte tehnici la fotbal. Creativi! Fotbal creativ! Fantezie!
România a obținut premii la 30 de olimpiade internaționale, în domenii numeroase și variate. Munca, pasiunea și determinarea sunt calea către succes. Despre minciuna și capcana excelenței în România vreau să vă vorbesc azi. Despre cum guverne de semi-analfabeți plagiatori se ascund în spatele olimpicilor. Bravo! Bravo! Să vă povestesc, spre exemplu, ce s-a întâmplat cu Olimpicii Internaționali ai României din anul 2018. Am ales 2018 pentru că în 2018 au fost teste PISA. Știți ce fac acum acei olimpici? Ajută cercetarea românească în domenii ca IT, robotică, în programe spațiale românești, lansări de sateliți, în medicină, în agricultură și mediu, prin compunerea unor programe de anticipare a urmărilor încălzirii globale. Normal că glumesc. Nimic din toate acestea. Pentru că România poate oferi un singur lucru olimpicilor. Aeroportul Otopeni. Atât de mult îi prețuim pe olimpici, încât nu îi lăsăm să trăiască în mediocritatea de aici. Sunt toți plecați. Muncesc pentru alte țări și pentru companii din străinătate. Altfel spus, contribuie la bunăstarea altor societăți. Iată-i pe medaliații din 2018 în ordinea numerelor matricole. Edis Memiș, medaliat cu aur la Olimpiada Balcanică de Matematică din 2018, a absolvit prestigioasa Universitate Harvard și acum lucrează pentru o companie de top din Chicago, Statele Unite. Mihnea Gabriel Doica, medaliat de asemenea cu aur la Olimpiada de Matematică din 2018, și-a continuat studiile la Oxford și acum este inginer software la Google. Sergiu Ionuț Novak, medaliat cu argint internațional tot la matematică, studiază acum la Oxford. Sabina Drăgoi, medalia de argint în 2018 la Olimpiada Internațională de Fizică. Sabina a mers la Harvard University în 2019, iar acum e doctorant la Zurich, Elveția. Răzvan Mihai Ursu a terminat Universitatea Tehnică din München, între timp a fost 11 luni într-un internship la Apple. Alex Tatomir a fost unul dintre medaliații cu argint ai Olimpiadei Internaționale de Informatică din 2018. După ce a terminat Colegiul Național Nicolae Bălcescu din Brăila, a intrat la Oxford, iar acum lucrează pentru o firmă din Amsterdam. Tiberiu Mușat acum este web developer la o companie din Elveția. Aceasta e producția de medaliați la Olimpiada României din 2018. Toată a ajuns la export. Simplu spus, ne lăudăm cu olimpicii care pleacă, în timp ce media învățământului românesc e jalnică. Această medie e calculată de testele PISA. Ce calculează mai exact PISA? Înclinația educației românești până când va fi învinsă definitiv de gravitație, prostie și lipsă de finanțare. Și acum pe bune. PISA e un studiu comparativ internațional inițiat de către OECD cu scopul de a măsura dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor cu vârste între 15 și 16 ani la citire, matematică și științe. Evaluarea PISA pune accent pe competențele necesare pentru viața personală, socială și pentru integrarea pe piața muncii. Cu alte cuvinte, accentul nu cade neapărat pe ceea ce știu elevii, ci pe aplicarea cunoștințelor în situații concrete de viață. Asta mai e pe lung. Pe scurt, PISA e chestia aia care odată la 4 ani vine și zice: hă, românii și bulgarii, sunteți cei mai proști din UE. Din cauza de emoții. Presiune. Acesta e deci tabloul educației românești din ultimii 35 de ani. Planuri peste planuri, 3 reforme pe zi, România educată, un președinte profesor, învățământul care e prioritate zero în toate programele de guvernare. Pentru copii. Foarte frumos. Pentru ca apoi să vină testul PISA și să spună: România 4, stai jos. Ești un prost ce n-am văzut de când sunt. În anul despre care am vorbit, 2018, Finlanda a avut cel mai bun scor PISA din UE. Ei bine, Finlanda câștigase 0 medalii de aur și 0 medalii de argint la Olimpiadele Internaționale. Loseri! Repetiți! Concluzionând, ne place să spunem că suntem olimpici, că luăm medalii internaționale, ne mândrim, facem reportaje cu acești elevi care apoi părăsesc țara. Pentru că România nu le poate oferi nimic olimpicilor, nici cercetare, nici locuri de muncă, nimic. România este o țară frumoasă cu oameni frumoși. Educația românească pregătește copii pentru nimic. Nu pentru viața reală, nu pentru piața muncii de azi, ci pentru păcănele, pariuri, firme de curierat și sparanghel în Germania. Analfabetism, mână de lucru ieftină, generații de oameni ușor de prostit, de hoți analfabeți, ajung la putere. Și ne întrebăm cum și cine votează cu piedone? Un sondaj național arată așadar că aur
ar lua cele mai multe voturi de la tineri între 18 și 35 de ani dacă alegerile avea loc duminica viitoare. Să ne uităm puțin și în bula noastră. An de an ne lamentăm. Vai, România e pe ultimul loc la consum de carte din UE. Poate pentru că până la consumul de carte e și consumul de carne, de varză, de viezure, de mânz, de ceva care să potolească foamea copiilor? Un ceaun mare cu carne de vânat de 2 tone. Fiecare leu pe care statul român îl investește într-un ciclu complet de educație, de la nivel preșcolar la post-universitar, generează 8 lei sub forma unor venituri la buget din taxe, impozite și contribuții. Așa arată studiul Costul Educației, Investiție, Randament, Impact, realizat de compania de servicii profesionale Deloitte România, la solicitarea fundației World Vision România. Asta înseamnă investiție în educație. Din păcate, Ciolacu sau Ligia Deca îi tratează pe profesori ca pe niște cerșetori. Generații întregi de politicieni care nu au fost în stare să respecte legea, să dea 6% din PIB educației. Generații întregi de politicieni tot mai agramați și mai bătuți în cap. De ce ați acceptat să aveți o coaliție de guvernare cu Partidul Social Democrat? De tot l-am invocat pe Dumnezeu, ne-a luminat mintea. Ce vă enervează? O să citesc câteva comentarii. Urât să-l faceți pe Cioroianu imbecil. Hei, ai alte variante? Suntem dispuși la negocieri. Alt comentariu. Man, nu mai asociați la fiecare afirmație despre Ciolacu orașul Buzău. Înțeleg că aici e baștina lui. Înțeleg că aici e baștina lui, dar nu e ok să murdăriți imaginea orașului ăstuia la fiecare propoziție pe care o spuneți despre respectivul. Aveți mulți politicieni și oameni publici încolimatori pe care nu-i asociați cu orașele din care provin. În rest, numai de bine. Man, ai dreptate. Ce treabă are Buzăul? Uite, frate, cum ne dezbină moldoveanul. Alt comentariu. Ce zici tu, zice și Șoșoaca. Decât globalist, mai bine șoșopsist. Fii atent, când apar pozele cu Șoșo goală, poți să cânți imnul golașilor. Mai bine golaș decât globalist, mai bine șoșoc decât progresist. N-am eu voce, că mă lăsam puțin în glas, făceam frumos. Alt comentariu. Sunteți penibili. Îl pupați pe Joianis în cur în urmă cu câțiva ani și acul criticați, ipocriți, useristo-recordiști. Să zicem că l-am fi pupat în fund cu ani în urmă. Ne-ai fi respectat mai mult dacă am fi continuat să-l pupăm? Faptul că nu suntem consecvenți te enervează? Alt comentariu. Mă enervează că pe mulți dintre acești politicieni îi văd luând masa în restaurantul în care lucrez și nu mă pot lua de ei. Să le zic vreo două să nu-i mai văd. Unul dintre ei fură scobitorile de pe masă. Ăla care fură scobitorile are bucurii la lemn, boss. E din ăla cu tăierile de păduri. Cum nu știi ce trebuie să faci cu politicienii la restaurant? Ai pe bune, nu zic mai multe. Dați subscribe la Recorder Talks, dați share, comentați, scrieți-ne pe cnearonrecorder.ro. Toate acestea ne ajută, ajută acest proiect. Susțineți Recorder fără să scoateți niciun ban din buzunar. Completați doar formularul de pe recorder.ro și de redirecționați 3,5% din impozitul pe veniturile voastre din anul trecut. Durează mai puțin de un minut. Cam asta a fost tot. Vă doresc dopamină la cote înalte. Pa! Urmează mațe. Trebuie să facem un exercițiu de imaginație. Un buboi purulent. Dom'le, în sectorul ăsta putea pișa. Rahat de hâine pe, da, pe stradă. În sectorul ăsta calci pe șobolan dacă nu te mușcă, îi dă glezne. E o metaforă care am folosit. Da. Poluarea. Uitați-vă la pădurea de uscături. Bă, tată, păi da, peștele de la cap se împute. Noi am muncit, am tăcut și am făcut. Și am lăsat amprente. Este cumplit. Pe iarbă, pe trotoare, pe unde se duce. Pânce în soare. Circulați, vă rog. Peștele de la cap se împute. Da. Dar cetățenii încep să-l curețe de la coadă. Cum? 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 Foarte bine. Cu tot respect. Tăticule. Se spală trotuarele. Fiecare director stația lui să ia roaba în mână. Să iasă cu ea în teritoriu. Gata. Nu mai e loc de vrăjeală. Bă, omul e animal. Se simte. Asta mie nu miroasea bine. Tăticule. Suntem într-un grup. Cum a fost, domnul, la pușcărie? M-am simțit ca în tabără. Ce s-a întâmplat? Nimic. Cu tot respect. Se spală trotuarele. Cum? 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 Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine.
24 din 24. Toată lumea? Tot? 24 din 24. 24. Asta ce să fac? Se spală cu detergent. Ceaușescu. Președintele nostru spunea, dai în mine, dai în frate și nu ține, dai în clasa muncitoare. Punct. 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 Omul la primar, indiferent că se numește prizonul, se uită în primul rând la unul. Bă, cine e ăsta? Domnul Piedone. Nu un ușor conflict de interese, Piedone, primar general, fiul subprimar la sectorul 5? Poftim. Am patru nepoți. O?